Dumnezeu ne cheamă insistent la iertare. Cine a gustat din iertarea lui Dumnezeu trebuie să ofere și el iertare. Efeseni 4:32. Și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. A nu ierta este ca și cum am ține pe cineva într-o groapă plină de noroi și să fim și noi acolo. Noi trebuie să ne iertăm unii pe alții.